Bun venit la întâlnirea cu noi românii. În emisiunea de astăzi îl avem ca oaspete pe Gabriel Morariu, prezentator și comentator de știri sportive la Digi Sport și bineînțeles Digi 24. Gabriel este legătura noastră cu lumea selectă a tenisului. El se află acum în Miami și îi dau cuvântul, după care vom merge mai departe cu întrebări. Salut, Raul, și salutări tuturor celor care ne urmăresc. Gabriel, evident, toți românii care urmăresc tenisul, bineînțeles, sunt curioși despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat cu Simona și pot să spun că ai fost martor la un eveniment istoric, revenirea Simonei în circuitul WTA la Miami, primul meci cu Badosa. Spune-ne puțin impresiile de la meci. Întâi și întâi ai fost, bineînțeles, la meci și după aceea și comentariile post. Da, pentru Simona a fost o mare bucurie să fie pe teren, așa cum și pentru noi a fost un moment extrem de fericit să o revedem în circuit. Speranțe, să fim sinceri, nu existau pentru o revenire atât de rapidă. După acel apel făcut de Simona la TAS, ea spera la o reducere a suspendării și noi speram, dar oricine ar fi spus că va primi mai puțin de 2 ani, putea să își primească o pecete de visător, de wishful thinking. Ei bine, au venit acele 9 luni și Simona a putut reveni de îndată pe teren. Cei de la Miami au profitat de moment, pentru că până la urmă, prin decizia TAS, numele Simonei a fost rectificat, să-i spunem, sau a fost curățat de tot ce s-a întâmplat. S-a dovedit că a fost vorba doar de o contaminare, nu a fost vorba de dopaj intenționat. Și atunci Simona, evident, având și o imagine bună în circuit, fiind și a fost ocupanta locului întâi în lume, a fost invitată de îndată de turneul de la Miami, așa cum se va mai întâmpla și cu celelalte turnee din acest an, pentru că regulile WTA sunt clare în acest sens. Dacă pentru restul circuitului pot primi cel mult 8 wildcard-uri pe sezon, dacă ești fost ocupant al locului întâi în lume, numărul este unul nelimitat. Oricum, Simona nu cred că va avea nevoie de foarte multe astfel de wildcard-uri, pentru că își va câștiga singură locul pe tablouri. Avem speranțe într-o evoluție cât mai bună aici. Meciul cu Badosa. Care a fost diferența dintre setul întâi 6-1 și celelalte două seturi? Da, mai întâi meciul n-a început în cel mai grozav mod. Simona a pierdut primele 5 puncte și lumea deja a început să se întrebe oare în ce formă vine la acest turneu, chiar dacă i-a ajuns în Miami cu o săptămână înainte de startul întrecerii. Într-o săptămână s-a pus la punct cu ritmul de joc, s-a antrenat în fiecare zi, în anumite zile chiar de 2 ori, și a lucrat foarte mult și din punct de vedere fizic. Evident, după ce ai un an și jumătate de pauză, așteptările pot să fie unele foarte mici, pentru că întâlnești o adversară care are ritm de joc, care se simte bine în circuit și care, mai important decât atât, s-a pregătit mult mai mult din punct de vedere fizic și la nivelul dorit în comparație cu tine. Simona a trecut peste acel început de meci cu primele 5 puncte pierdute și încet încet am văzut-o pe Simona din urmă cu 2-3 ani. A jucat foarte bine în primul set, ce adevărat, a și profitat de câteva erori făcute de Paula Badosa. Am văzut un 6-1 care ne arăta că Simona practic n-a fost nicio clipă plecată. Realitatea ne-a lovit destul de rapid după aceea, pentru că Simona a început să aibă din ce în ce mai multe probleme de ordin fizic, nu neapărat accidentări, dar când joci la un astfel de ritm, la o astfel de solicitare a fizicului, e normal să apară și urmări. A cerut și intervenția echipei medicale, a revenit pe teren, a jucat până la ultima minge, însă s-a văzut că în setul decisiv n-a mai avut aceeași tărie, în execuții n-a mai putut acoperi la fel de bine linia de fund și Badosa a profitat de toate aceste lucruri. Probabil telespectatorii noștri, parte din ei au văzut interviul care l-ai realizat cu Simona, mărturisesc că l-am scăpat, de aceea o să te rog să faci o mică așa, prezentare, un mic sumar al interviului cu Simona. Da, am avut o Simona foarte destinsă, extrem de binevoitoare. S-a văzut că i-au lipsit inclusiv aceste momente. Știm, n-a fost în trecut
o jucătoare extrem de deschisă când a venit vorba de presă, pentru că la un moment dat pot apărea destule întrebări mai puțin profesioniste din partea unor jurnaliști. Se pune și foarte multă presiune, îți sunt aduse constant în față recorduri pe care trebuie să le bați sau de ce nu ți aperi punctele sau multe astfel de lucruri. Însă, de această dată, chiar și când a intrat în sala de conferință și s-a așezat la pupitru, primul lucru pe care l-a spus în engleză pentru toată lumea a fost "I really missed this". Chiar și conferințele de presă i-au lipsit, dar aminte jocul. Și după cum a postat și pe rețelele sociale, asta a fost și deschiderea în interviul cu mine. Spunea: "Astăzi am pierdut pe teren, dar pentru mine a fost o victorie. Cea mai importantă victorie e că revin în circuit, că am posibilitatea să fac ce îmi place și voi munci din greu pentru a ajunge din nou la nivelul dorit." Cam asta a fost la început. Despre asta am vorbit. Și după aceea a fost foarte fair când a venit vorba de meciul cu Badosa. Și spunea că nu e pe aproape de nivelul fizic la care ar fi fost nevoie să fie pentru a câștiga acest meci. Însă am întrebat-o, Simona, când a venit invitația de la Miami, cât de bine ai cântărit să accepti sau să nu. Și spunea a fost o decizie bazată pe emoție. Dacă stăteam să judec totul așa cum ar fi trebuit, probabil ar fi trebuit să spun nu. Însă, după un an și jumătate, în afara circuitului, orice ocazie mi se oferea, eram dornică să apar pe teren și cu atât mai mult la un turneu de nivel WTA 1000, unul important cum e Miami. De la Rogers Cup, pentru emisiunea Noi Românii, vă doresc vizionare plăcută! Gustul României aici, în Canada. ABC Eurodelicatessen vă aduce pe masă cele mai variate bucate tipic românești și nu numai. Cozonaci, sărmăluțe, mititei, mezeluri și brânzeturi, legume, prăjituri și diverse dulciuri. ABC Eurodelicatessen vă mai oferă băutură coritoare și apă minerală. Puteți face comenzi telefonic și online. ABC Eurodelicatessen, 6 Lebovic Avenue în Scarborough. Gustul României, aici în Canada. Știu că ai vorbit și cu Darren Cahill înainte de meciul Simonei. Ce ți-a spus? Ce părere are el despre, în primul rând, despre surprinzătoarea, să spun așa, decizie de a-i se reduce, să spunem, pedeapsa și vis-a-vis de pregătirea ei actuală, dacă Darren ți-a spus câte ceva? Da, ne-am uitat împreună la un antrenament, chiar am stat de vorbă mult între schimburi și spunea: uite cât de curat lovește, uite cât de bine se așează pe mingi. La nivelul execuțiilor rămâne aceeași calitate. Problema este la capitolul deplasare. Noi știm cât de mult contează asta în jocul Simonei, să ajungă dintr-un colț în celălalt, să-și oblige adversarele la încă o lovitură. Și asta i-a adus foarte mult satisfacție de-a lungul anilor. Acum aici trebuie să lucreze, pentru că Simona n-a uitat tenisul, e ca mersul pe bicicletă până la urmă. Și legat de Darren, mi-a spus o chestiune foarte importantă până la urmă, sau ne dăm seama cât e de importantă Simona pentru el. Spunea: am avut rezultate foarte bune cu Jannik, să ne gândim, a câștigat Australian Open, a ajuns pe locul 3, e aproape să fie pe 2, am avut din acest punct de vedere un an senzațional. Spunea: ei bine, cea mai bună veste a anului a fost cea cu Simona, pentru că e vorba de o decizie care îți impactează toată viața, e vorba de o carieră. Spunea: un turneu îl mai poți câștiga, o minge, ai greșit-o astăzi, o poți face mai ok meciul trecut, însă să închei cariera unui jucător pentru o greșeală care nu e a lui, ar fi fost ceva dramatic. Și de asta l-am văzut și pe Darren extrem de încrezător în ce va urma și mulțumit că o vede din nou pe teren. Amintindu-mi meciul, aș vrea să te întreb, serviciul 2 al Simonei a fost punctul slab? Da, mult mai moale. Da, mult mai moale. Bado s-a profitat. De ce? Pentru că oricum nici pe primul nu ajungea să mai lovească prea puternic, din lipsă de forță, de antrenament, de
de tot ce era nevoie. Și atunci pe serviciul 2, ca să evite dublele greșeli, mai mult a ajuns să împingă mingea, să încerce să o trimită plasat, însă de foarte multe ori, când mingile Simone erau scurte, Paula Vados a reușit să facă pasul în față, să întâlnească de vreme returul și atunci se așeza într-o poziție în care nu-i dădea șanse Simonei. În primul set am văzut-o pe Paula Vados aratând multe astfel de mingi. Din păcate pentru noi, în decisiv și-a intrat în ritm și a făcut foarte puține cadouri. De unde diferența aceasta de decizie între 4 ani și 9 luni? Două organisme diferite cu două outputuri, să le zic așa, diferite. De unde? ETA-ul a vrut să dea un exemplu până la urmă. Avem un nume mare, îl suspendăm, feriți-vă de noi. Și s-a ajuns la acest verdict, pentru că dacă ar fi vrut să dea mai puțin, doar să o pedepsească pe Simona, nu dădeau 4 ani, pentru că după aceea au apărut și acele probleme cu pașaportul biologic, care până la urmă s-a dovedit a fi o problemă care nu stă în picioare. De aceea, pentru că la ETA s-au dat 4 ani pentru 2 capete de acuzare, iar la TAS a rămas un singur cap de acuzare, dar și acela redus, pentru că au venit și cei din echipa lui Patrick Muratoglu, însuși antrenorul francez, a fost acolo și ei și-au asumat vina, au spus: noi i-am oferit aceste suplimente, Simona n-a știut despre ce e vorba, este greșeala noastră, o greșeală pe care, din păcate, Simona a fost cea care a plătit-o scump, pentru că nici Patrick, nici restul echipei n-a avut de suferit, cel puțin din punct de vedere profesional, poate la nivelul imaginii, însă l-am văzut rapid pe Muratoglu găsindu-și alt angajament. Care este echipa Simonei la ora actuală? Cine sunt antrenorii? A făcut un anunț în exclusivitate în interviul realizat împreună. Am întrebat-o și eu despre același lucru. I-am spus: Simona, ai venit aici la Miami cu un preparator fizic și cu un fizioterapeut, tu nu mai ai, cu un preparator fizic și cu un sparring partner, așa, tu nu mai ai antrenor acum, cam cât crezi că îți va lua să-ți întregești echipa și la cine te-ai gândit? Și a rămas surprins că mi-a spus și chiar mi-a spus cu zâmbetul pe buze la sfârșit. Inițial a spus: da, voi începe o colaborare cu spaniolul Carlos Martinez. A lucrat în trecut cu Svetlana Kuznetsova și cu Daria Kasatkina, un antrenor pe care îl stimez foarte mult. Și atunci mi-am îndreptat privirea spre cameră și am spus: iată, în exclusivitate la DigiSport ați aflat că Simona va avea un nou antrenor. Și a venit foarte pe moment să mă completeze și a spus: da, am ales să spun ție pentru că am vrut ca tu să afli primul. Mă bucur că în continuare avem o legătură ok, jurnaliste, jucătoare. Sunt ani și ani de zile de când merg în turnee pentru a-i urmări evoluția. Și pentru toată lumea a fost o surpriză această decizie. Nu neapărat să îl angajeze pe Carlos Martinez, pentru că era clar că va avea nevoie de un antrenor. Însă mulți se așteptau poate la un nume mult mai mare. Și n-a fost cazul, însă referințele sunt unele foarte bune pentru despre acest antrenor iberic. Pomeneai mai devreme că Simona a apărut și s-a văzut și la televizor foarte destinsă, chiar a zâmbit, ceva nou pentru Simona și pe scaun între game-uri, chiar și pe teren. Vreau să te întreb dacă știi care va fi turneul următor la care Simona va participa, cel puțin unde vrea să meargă. Din punctul de vedere al turneelor WTA, e greu să facem un pronostic, pentru că ea de la Miami se întoarce în Europa, unde se va întâlni cu acest nou antrenor, cu Carlos Martinez. Împreună vor vedea în ce stadiu se prezintă Simona din punct de vedere fizic, cam care ar fi pașii de urmat pentru a aduce cât mai aproape de nivelul dorit. Și în funcție de timpul necesar, vor decide și care vor fi următoarele turnee. Spunea că, da, va juca pe zgură în Europa. Din ce îmi dau seama și cum arată calendarul, cel mai probabil o vom vedea la Madrid și Roma, apoi, bineînțeles, la Roland Garros. Înainte de Madrid, adică sfârșitul lunii aprilie, e foarte puțin probabil să joace, însă nu știu niciodată, pot să mai apară surprize, așa cum a fost și aceasta de la Miami, pentru că mulți nu s-ar fi așteptat să accepte wildcard-ul.
Un lucru e cert, mi-a spus că va fi alături de echipa României de Billie Jean King Cup. Tricolorele întâlnesc pe 12 și 13 aprilie la Amelia Island, echipa Ucrainei. Simona e în lot. Acum rămâne de văzut, din punct de vedere fizic, cum se va simți. Dacă va considera că se prezintă suficient de bine încât să joace și să ajute echipa României, o va face. Dacă nu, va fi acolo pentru a-și susține colegele. Spune așa, una e să joc turneele mele, alta e să încep să joc pentru echipa națională și să nu pot face pe atât de bine pe cât îmi doresc. Prefer să las pe altcineva și să obțină victoria, pentru că asta e cel mai important. Cred că dorește foarte mult să joace și la Jocurile Olimpice. Da, și aceasta este o cerință până la urmă. Trebuie să ai cel puțin o convocare la echipa națională într-un ciclu olimpic. Și cum ea n-a mai jucat din 2019, de la acea semifinală cu Franța, e un aspect important în decizia luată de Simona. Va fi destul de greu, îmi dau seama, chiar și pentru noi, oamenii obișnuiți, să mergi în state, să te întorci în Europa, să te întorci în state, ca după aia să revii în Europa. Dar dacă vrea să joace Olimpiada, trebuie să facă aceste sacrificii. Vom vedea, evident, cum vor urma săptămânile de pregătire alături de Martinez și cu siguranță vom afla cât de curând dacă ea va juca sau nu pentru echipa României. Acum câteva săptămâni am avut posibilitatea ca să vorbim cu furnizorii de la Ciocolada și începem ca să aducem prăjituri de la ei, doboșul de ciocolată. Avem niște musuri care sunt foarte, foarte bune cu fructe, tiramisu cups, și sunt niște tarturi extraordinar de bune cu fructe. Are gust diplomat, dar puțin mai crunchy. Niște apple tarts care sunt foarte, foarte bune, mai ales dacă le mănânci cu înghețată. Cu cozonacii care facem la Paște, am început ca să aducem făină din România, triplu zero, care este cel mai bun pentru cozonaci. E făcut special pentru cozonaci. Suntem grupul Aroi de la Kitchener, Biserica Sfântului Ioan Botezătorul, sub preot Ionuț Baierean. Am fost invitați la acest festival balcanic, unde participă din mai multe țări, Serbia, Croația, Ungaria, Grecia, Irlanda și, bineînțeles, România. Ne bucurăm de acest festival, de invitația și suntem foarte mândri și onorați de această participare la acest festival cultural și mulțumim toți membrilor de la Biserica Sârbească pentru această invitație și să participăm și să fim împreună la acest festival.
grupul de dansuri Aroi, la ora actuală avem 8 perechi de dansatori. Avem deja montate împreună 4 dansuri din zona Maramureșului, zona Banatului, Crihalma din zona Brașov și avem Maramureșul. Deocamdată am prezentat aceste dansuri la festival și sperăm că în continuare, cu multă muncă, efort, să mai montăm și alt tip de dansuri pentru a onora mai departe. Și mă bucur și mulțumesc grupului că își găsește timp pentru aceste dansuri, pentru că nu e ușor, e multă muncă, multă transpirație la toate detaliile și uite, da, împreună reușim să facem și să formăm acest dans frumos. De la Roger Scap, pentru emisiunea Noi Românii, vă doresc vizionare plăcută! Cabinet dentar Dr. Anca Jivan, situat central, zona Eglinton Young. Echipa de specialiști și echipamentul modern vă oferă servicii stomatologice de excepție pentru întreaga dumneavoastră familie. Ore de lucru și locuri de parcare foarte convenabile. Dr. Anca Jivan, 90 Eglinton East, Unit 106. Golden Life. Apelați cu încredere la serviciile oferite de agenții independenți. Rețineți aceste nume. Livia Chira, Elena Ștefănescu și Ion Ștefănescu, un agent independent, nefiind angajatul unei anumite companii de asigurări, va servi cel mai bine interesele dumneavoastră. La mulți ani, domnișoarelor și doamnelor, de Ziua Internațională a Femeii. Clubul Românesc din London vă dorește un trandafir și o ciocolată și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi aici la Clubul Portughez, într-o ambianță deosebită cu bucate alese și muzică și antrenă oferite de DJ Cosmin. Acesta este primul eveniment din 2024, urmat de multe activități, picnicuri de Ziua Internațională a Copiilor și Ziua Internațională a ei, Balul Toamnei și, bineînțeles, Revelionul 2023-2024. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne urmăriți pe Facebook și la adresa nouă de Instagram, at Romanian Club London. Vă așteptăm pe toți, cu toții din London și împrejurim. Se uită, pe așa-i de vin lumea, frumos pe frumos se ia. Ia-că-da, 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 ia-că-da
30 de ani de experiență, Travel Expressions vă oferă prețuri favorabile individuale în toate părțile lumii. Apelați cu încredere la oficiile noastre din Toronto și London. Bilete de avion, excursii, croaziere individuale sau în grup, închirieri de mașini, invitații, asigurări medicale. 416-241-4654 Toronto, 519-663-0301 London și 1-800-265-2707 Toll Free. Travel Expressions. Programul extrașcolar Logimix vă așteaptă cu o ofertă mare de cursuri. Matematică, engleză, științe, fizică, chimie și biologie predate în grupe mici de elevi. Profesori competenți, pasionați și dedicați. Reclama la televiziune este cea mai eficientă reclamă, conține video, voce și text. De peste 20 de ani, emisiunea Noi România a promovat peste 100 de business-uri românești. Emisiunea este difuzată de 5 ori pe săptămână în toată Canada. Pachete publicitare flexibile pentru orice buget. Contactați-ne pentru o estimare gratuită. Bun venit la emisiunea Noi Românii! Tax Vera, pregătirea taxelor pentru small business, pentru pensionari, pentru studenți și taxe personale. Experiență de peste 15 ani în domeniu.
telefon 519 993 6647.